Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Tema documentarului pe care vi-l prezint, implicarea serviciilor secrete românești în primul război mondial. Spionajul ar fi cea mai veche meserie din lume, dovedită indispensabilă fiecărui stat, practicată încă de Moise, conform Vechiului Testament, și servește interesului național. Începutul primului război mondial a avut ca pretext atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914, atentat în care au fost implicate și serviciile secrete, dar și forțe oculte, cum ar fi francmasoneria, care, conform unor documente prin Loja Humanitas, întemeiată la Viena în anul 1869, l-ar fi condamnat pe Franz Ferdinand la moarte încă din 1912. Războiul de independență și mai ales războaiele balcanice au pus în evidență necesitatea formării unui organism închegat, din punct de vedere politic și militar, pentru România, prin asumarea unor alianțe. Oamenii politici români, Ionel Brătianu și Gheduca, considerau că trei state sunt vinovate în aceeași măsură de izbucnirea războiului mondial: Germania, Austro-Ungaria și Rusia. Dar întrevedeau și posibilele urmări, în sensul că de la viața arhiducelui, românii n-ar fi câștigat nimic, prin moartea lui se putea câștiga totul. Mai ales unitatea națională a românilor. Și acest fapt se petrecea în condițiile în care oamenii de stat din toate țările importante contribuiseră la construirea unui mecanism al judecății de apoi diplomatice, din cauza căruia crizele erau din ce în ce mai greu de rezolvat. Conducătorii militari reduseseră masiv șansele soluționării pașnice prin adăugarea unor planuri strategice care comprimau timpul alocat luării de decizii. Cum însă planurile militare depindeau de viteza de execuție, iar mașinăria diplomatică fusese fixată la tradiționalul ei ritm comod, soluționarea crizei în condițiile unei acute presiuni a devenit imposibilă. Pentru a înrăutăți lucrurile, strategii militari nu le explicaseră colegilor din politică adevăratele consecințe ale demersului lor. Potrivit specialiștilor, războiul ar fi avut la origine cauze obiective: lupta pentru reîmpărțirea sferelor de influență între marile puteri, dovadă evoluția relațiilor internaționale de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, potrivit unui fost secretar de stat al Statelor Unite. Primul război mondial a izbucnit nu fiindcă țările și-au încălcat tratatele, ci tocmai fiindcă le-au respectat ad literam. Dar au existat și cauze subiective: asasinatul de la Sarajevo și dorința statelor mici și mijlocii de a realiza propriile lor interese naționale, în cazul Serbiei, Muntenegrului și României. Mai recent, un reputat istoric britanic afirma că prin implicarea lor în conflicte armate în 1914, statele europene au dezlănțuit haosul din care au apărut nu una, ci două mișcări revoluționare, din care una a fost anihilată în 1945, nazismul, iar cealaltă avea să se prăbușească în timpul dramaticelor evenimente din 1989-1991, comunism. S-a făcut aprecierea, încă din acele momente, de către Gheduca, că având la cunoștință declarațiile țarului Nicolae al II-lea și ale lui Sazonov din vara anului 1914 de la Constanța în legătură cu interesele rusești în Balcani, că sârbii, a doua zi după încheierea războiului balcanic, ar fi cutezat să profoace Austria dacă n-ar fi știut că sunt susținuți, trebuie recunoscut că la Petersburg, sau mai bine zis la ambasada rusească de la Paris, s-a lucrat mai bine, s-a mascat jocul mai cu dibăcie decât la Viena și la Berlin. Rusia avea în vedere și ocuparea unor teritorii poloneze și a restului Ucrainei, aflate în componența dublei monarhii, dar și a Constantinopolului, chiar cu riscul declanșării unei revoluții sociale interne. Mi se pare cuprinzătoare și pe deplin justificată afirmația conform căreia, din rațiuni de stat și ordine superioare, serviciile secrete ale marilor puteri interesate n-au făcut altceva decât să producă scânteia ce a aprins focul războiului, urgie pregătită cu mult timp în urmă. Se aplicau principii mai vechi, sesizate încă de Machiavelli în pregătirea populației, sprijinul oamenilor de știință, practicarea unui război de uzură în care diversiunea, sabotajul, șantajul diplomatic, spionajul să ducă la înfrângerea inamicului. Începea o altă epocă de aur a umanității, care cerea pe lângă câmpul de luptă și o activitate deosebită pe frontul secret. În activitățile de spionaj, contraspionaj, diversiune, influență, propagandă,
contrapropagandă sau domeniile de acțiune ale serviciilor și organizațiilor secrete. Situația internațională în primii ani ai secolului 20 a creat multe complicații din punct de vedere diplomatic și în privința menținerii status quo-ului în Balcan, deoarece interesele marilor puteri, Rusia, Austro-Ungaria, Turcia și Italia, nu coincideau și stârneau îngrijorare la Paris, probabil și la Londra, Istanbul, dar și la București. Din 1883, România era aliată în secret cu Germania, Austro-Ungaria și Italia, alianță necesară în condițiile expansionismului rus în sud-estul Europei, tratatul având în cuprinderea lui la articolele 2 și 3 stipulări clare, conform cărora cele două state nu trebuie să provoace un stat limitrof. În baza acestui acord, Ionel Brătianu, ca un gest prietenesc, dar și o măsură a menținerii păcii, în vara anului 1914 trimite o informație la Berlin și Viena provenită de la ministrul rus de externe, care tocmai vizitase România, conform căreia Serbia se afla sub protecția Imperiului de la răsărit, iar în cazul unui atac din partea Habsburgilor, vor exista acțiuni militare de stăvilire a expansiunii monarhiei dualiste spre sudul Balcanilor. Nici măcar Ionel Brătianu nu credea că țarul nu își va respecta angajamentele de aliat în 1916, dar el nu cunoștea dimensiunile influenței lui Rasputin, al cărui nume nici măcar nu era cunoscut în acea vreme în România. Mai târziu, același om politic va fi trimis de Ionel Brătianu tot acolo ca să rezolve în acord cu generalul Dumitru Iliescu, șeful Marelui Stat Major Român, problema revendicării Bucovinei și a sprijinului militar rus în Dobrogea. Problema Transilvaniei și a Bucovinei a reprezentat preocuparea majoră și continuă a tuturor oamenilor politici din capitala României, constituind o cauză permanentă de fricțiuni cu monarhia habsburgică. Având ca exemplu modul cum a fost tratată la San Ștefano și la Berlin, în momentele încheierii păcii de la sfârșitul războiului de independență, România a pus aliaților din 1916 o serie de condiții care au stârnit nemulțumire atât la Paris cât și la Petersburg. În acest sens trebuie amintită o întâmplare care a avut loc în iunie 1914 în România, protagoniștii fiind Ionel Brătianu și Sazonov, aflat în vizită cu țarul Nicolae al II-lea. La sugestia lui Carol I, cei doi merg la Sinaia și pleacă într-o plimbare cu mașina. Automobilul nostru a traversat rapid linia de frontieră spre uimirea postului de vamă și noi am pătruns câțiva kilometri în teritoriul ungar. Presupun că în momentul când am trecut în Transilvania, același gând a străbătut mintea noastră, intram într-o țară românească care aștepta să fie eliberată și reunită la frații săi. Natural, nu ne-am încredințat gândurile noastre, căci momentul unor asemenea confidențe nu venise încă. Această excursie a fost expresia nepremeditată, oare, a solidarității crescânde a Rusiei și României. Diplomația secretă a făcut ca tratatele încheiate de România să se anuleze reciproc, mai ales că în țară, clevetirea, lăudăroșenia, corupția au fost exploatate de serviciile de spionaj străine, dar și într-o largă măsură și de elementul evreiesc, extrem de corupt și de laș, care se găsea atunci foarte bine plasat, mai ales în cercurile comerciale ale țării. Discuții asupra chestiunilor cu caracter secret se iscau în tramvaie, trenuri, localuri publice, pe stradă, în familie, în fața oricui. Se striga în gura mare, peste tot locul, informații la adresa armatei, armamentului, dotării, etc. Și spionii care mișunau peste tot nu aveau nevoie să facă altceva decât să adune aceste informații, să le coordoneze și apoi să constate cu satisfacție că toate acestea sunt absolut exacte și complete. Așa cum aprecia un fost spion, agenturile de spionaj există tocmai pentru a obține informațiile cele mai importante, mai prețioase, mai secrete și mai bine protejate, a căror valoare depășește tot ceea ce poate fi găsit în documentele deschise, semideschise și chiar închise, însă nu suficient de bine. Nici cadrele armatei nu respectau secretul militar, conform unui alt spion al puterilor centrale. Călătoream cu vreo două săptămâni înainte de intrarea în război a României spre Iași într-un compartiment de clasa 1, în care se găseau un general și mai mulți ofițeri români și văzându-mă că sunt englez și că nu știu românește, generalul și ofițerii au început să discute despre pregătirea României și intențiile pe care le avea Marele Stat Major în caz de război. Generalul, pentru a fi mai explicit, a desenat pe harta aflată în peretele compartimentului zona de concentrare și direcția de înaintare a unor armate până în regiunea unde două dintre aceste armate se vor întâlni și apoi împreună vor înainta până la Budapesta.
Evident, am continuat călătoria până ce ofițerii au coborât din tren și apoi am smuls arta din perete, încântat că am căpătat fără să vreau o așa prețioasă informație. Asta în condițiile în care, peste alți 200 de români, lucrau pentru spionajul german, fapt descoperit abia în august 1916. Un ofițer din armata austro-ungară din Transilvania va mărturisi că serviciile de informații au predat marelui stat major austro-ungar codul militar al armatei române în două exemplare, precum și copia convenției militare încheiată de România cu Antanta, încheiată în august 1916. În desfășurarea evenimentelor nefaste s-a adăugat și întâmplarea de la Rătești pe Argeș, la Sudele Ordeni, unde la 1 decembrie 1916, doi ofițeri de stat major români, capitanii Epure și Barcan, s-au rătăcit și au fost capturați de germani, având asupra lor ordinele de operații către Divizia 8-a. Documentele au ajuns la forurile conducătoare germane care își propun să distrugă armata română care plănuia operația Najlov-Argeș. Trupele rusești nu intervin și se ajunge la retragerea în Moldova. Reputatul istoric Ilițescu va comenta fatala neprevedere a doi ofițeri români, îi ajutaseră pe inamici să câștige o mare victorie. Ionel Brătianu, cel care era elogiat de către Ieduca pentru marile lui calități, principial, autoritar, de neclintit în ceea ce privește drepturile și interesele României, preferând să demisioneze din funcția de prim-ministru decât să accepte condițiile impuse de aliați la Versailles în 1918, erudit patriot, un adevărat om politic, dar definit ca fiind un adevărat cameleon politic, având subtilități infinite. S-a implicat în anul 1902, pe când deținea funcția de ministru de interne, alături de alți agenți secreți, în recuperarea de la Budapesta a planurilor fortului Jilava, care fusese răvândute de arhitectul Söke Ferenc, iar în calitate de prim-ministru, va organiza la București sărbătorirea zilei de naștere a împăratului Franz Iosef, la 5 august 1916. Poartă tratative secrete cu reprezentanții Antantei, iar la 14 august 1916 remite declarația de război către dubla monarhie. Tot el va cere ajutorul rușilor în Dobrogea, urmărind planul machiavelic de a pune în prima linie în fața bulgarilor trupe ale pravoslavnicului împărat, pe care prăzarii eliberați în 1877 nu vor îndrăzni niciodată să le înfrunte. Tot el a anunțat la începutul lunii august 1914 intenția de a demisiona din funcția de prim-ministru, lăsând locul unui guvern conservator condus de Titu Maiorescu, dar intenția i-a folosit din plin pentru a asigura secretul declanșării războiului, folosind elementele neutraliste interne, dându-le speranțe împreună cu regele Ferdinand că vor fi chemați la putere. Adevărata arta înșelării și dezinformării a fost înghițită și de către ambasadorii centralilor, care l-au contactat pe Titu Maiorescu și l-au îndemnat să ceară audiență la rege, să promită lui Barbu Știrbei un mandat ministerial, totul numai până a doua zi, când la Palatul Regal bătrânul om politic își dă seama că atât el cât și prietenii săi politici și diplomații austro-germani interpretaseră greșit ultimele evenimente. Precipitarea lor nu a avusese loc pentru o schimbare de guvern, ci pentru intrarea în război. Așadar, am fost sistematic induși în eroare de Brătianu și poate și de rege, a mărturisit Titu Maiorescu, plin de amărăciune în memoriile lui. Brătianu căuta tocmai să adoarmă pe austrieci ca să-și termine negocierile cu Antanta. Împăratul Wilhelm al II-lea, în momentul în care află despre hotărârea Consiliului de Coroană de la Sinaia din august 1914, scrie: aliații se depărtează de noi înainte de război ca de mere putrede. E o prăbușire totală a diplomației externe germane ca și a celei austro-ungare. Aceasta ar fi trebuit și putut fi evitat. Trimișii diplomatici ai puterilor centrale își ascund cu mare greutate sentimentele. Iar Otto Cernin îl informează prietenește pe Ionel Brătianu că s-a încheiat cu Bulgaria o alianță, aceasta fiind în continuare amica României, câtă vreme vom fi prieteni. Abia la 5 august, primul ministru român va primi răspunsul oficial, conform căruia puterile centrale continuă a privi România ca aliată a lor și nu comentează. Ionel Brătianu va afirma în fața colegilor de cabinet: nu doresc nici celor mai mari dușmanei mei să trăiască ceasurile pe care le-am trăit când reprezentanții Austro-Ungariei și Germaniei au cerut azi dimineață să mă vadă. La Consiliul de Coroană, toată lumea, în afară de Carp și de regea, a fost pentru păstrarea neutralității prin interpretarea strictă a tratatului nostru, care prevedea intrarea României în acțiune numai în ipoteza în care puterile centrale ar fi fost atacate, ceea ce nu fusese cazul. Deși simțise că
Imponderabilele lucrau împotriva lui, regele sfera să o solidarizare a tuturor politicienilor săi cu dânsul și faptul că consiliul întreg, mai puțin Carp, îl abandonase, l-a impresionat adânc, iar telegramele de mustrare pe care le-a primit a doua zi de la împăratul Wilhelm și Franz Josef i-au dat ultima lovitură. 2 luni mai târziu a murit. La 12 octombrie 1914, agenții serviciilor românești reușesc cu adevărată lovitură contra puterilor centrale, reușind să subtilizeze, iar în scurt timp să înapoieze bine motivat servieta care conținea documente secrete, pe lângă cifrul diplomatic, lista cu agentura de spionaj din România a contelui Cernin. În perioada neutralității, în anul 1915, guvernul român nu accepta tranzitul dinspre Austro-Ungaria și Germania către Turcia, probabil ca urmare a tratatelor încheiate cu Grecia. Și același lucru se va repeta la 16 august 1916, când au fost demascați ca fiind agenți în slujba dușmanului și se vor sinucide generalul Zotu, șeful Marelui Stat Major al Armatei Române și maiorul Ionescu. În perioada neutralității, în anul 1915, guvernul român nu acceptă tranzitul dinspre Austro-Ungaria și Germania către Turcia, probabil, așa cum spuneam, ca urmare a tratatelor încheiate cu Grecia și Serbia, încă în timpul cât prim-ministru a fost Titu Maiorescu, dar permite ca 15 vagoane și 6 locomotive ale CFR-ului să fie trimise prin Iași în Galiția, în scopul transportului de trupe rusești, fapt care a provocat protestul legației dublei monarhii. Diplomația austro-ungară s-a folosit și de unele personalități vulgare care să acționeze împotriva României. Activitatea serviciilor secrete a permis guvernului român să cunoască în iunie 1915 intenția Italiei de a intra în război alături de Antantă. De altfel, Marele Stat Major al Armatei Române, prin colonelul Radu Rosetti, trimite în misiune pe locotenentul Ilie Șteflea în octombrie 1915 la Brașov și Predeal, în scopul observării din tren amplasamentului trupelor austro-ungare. Sistemul de pază, amplasarea unităților în garnizoane, dotarea cu armament, dacă sunt locașuri de minare a tunelurilor dintre Timiș și Brașov, să afle starea morală a trupelor, mai ales că în componența armatei intrau și numeroși soldați ai etniilor din Imperiu. Au mai fost și alți români trimiși cu aceeași misiune în Bucovina. Au ajuns Matei Cosma, Spiridon Boite și Aurel Moldovan în Banat Maria Bălan, iar în Dobrogea Vasile Branca și Constantin Tuca. Și conservatorii în 1905, prin Filipescu, îl trimit pe Constantin Stere cu o misiune secretă în Rusia. După o perioadă de neutralitate, în condițiile în care asupra țării noastre se exercitau presiuni din partea ambelor grupări aflate în conflict, România s-a alăturat Antantei la 14 august 1916 printr-o alianță politico-militară încheiată cu Rusia, Franța, Anglia și Italia, care promiteau satisfacerea dezideratului unirii cu patria a teritoriilor românești aflate sub dominația austro-ungară, respectiv Bucovina și Transilvania. În momentul aflării acestei știri, generalul Ludendorff notează: intrasem într-o luptă titanică fără seamăn. Nu puteam să-mi dau seama pe atunci cât de greu ne lovea declarația de război a României, datorită politice egoiste a Ungariei și a aprobării sale pasive de către Germania. Dar ceea ce nu au aflat forurile politice de la București a fost faptul că la 11 august 1916 fusese încheiat un acord secret între Franța și Rusia, prin care se asigurau reciproc ca la sfârșitul conflictului, în momentul negocierii condițiilor păcii, să poată fi discutată întinderea teritorială și să nu aibă egalitate de tratament cu puterile Antantei. În final, situația internațională și voința românilor a făcut ca diplomația secretă să anuleze tratatele, iar suveranitatea și integritatea teritorială să nu fie amenințate. Se cuvine a fi amintit faptul că oamenii politici și serviciile secrete românești au acționat greșit, neavând informațiile necesare, dar și în domeniul contrainformativ, cu toate că au fost depuse eforturi deosebite în ambele direcții. Astfel, în 1905, Nicolae Filipescu a putut să-i procure lui Constantin Stere, în acea vreme profesor la Universitatea din Iași, un pașaport fals pe un nume fictiv, în vederea pătrunderii în Basarabia, cu scopul de a pregăti populația românească în vederea obținerii unor revendicări naționale. Și asta în condițiile în care, oricât de neverosimil ar părea, oamenii politici, chiar și partizanii aplicării stricte a tratatelor cu puterile centrale, nu erau informați despre situația din Rusia.
Ei țineau seama numai de întinderea ei geografică, dar ignorau realitățile complexe ale acestui imperiu, care păstra în secolul 20 structura feudală a veacului 15. Constantin Argetoianu, plin de sarcasm și ironie, afirmă despre Alexandru Marghiloman: mi s-a arătat, între 1914-1916, când germanofil, când francofil, când neutrofil, deci demonstrează Babilonia, ce domnea în acea nelămurită epocă în mințile oamenilor și mai ales în mințile conducătorilor. Iar despre Filipescu, a venit din Germania foarte abătut de tot ce văzuse. Sub pretextul îndeplinirii a diferite formalități, fostul ministru de război român fusese plimbat prin toată Germania, de la Baden-Baden la Berlin și de la Berlin la Viena, ca să vadă cum se făcea mobilizarea nemțească și să ia contact cu armata Kaiserului. Între patru ori, câteva ceasuri după sosirea lui în Sinaia, Filipescu îmi spunea: mi-e frică de un nou 70, armata asta nu poate fi bătută, și de aici îngrijorarea. Ce ne facem? Activitatea de spionaj a puterilor centrale pe teritoriul românesc a fost diversă și complexă. Pornind de la regele Carol I, care până la 10 octombrie 1914 coresponda cu vărul său, Wilhelm al II-lea, împăratul Germaniei, și cu Franz Iosef, împăratul Austro-Ungariei. Mai ales în privința alimentelor și a petrolului necesar acestora în efortul de război. S-au înființat centre de spionaj la Timișoara, Sibiu, Brașov, Cluj, Cernăuți, Sofia, care să raporteze despre starea de spirit a populației, potențialul economic și militar, planurile de operație ale armatei, aflarea cuprinsului tratatelor secrete încheiate cu Antanta, legăturile cu mișcarea de eliberare din Transilvania și Bucovina. Cu mari sume de bani au fost recrutați politicieni, ziariști, ofițeri, precum și funcționari publici. Pentru a-și realiza obiectivele între 1870-1916, s-a produs o adevărată năvălire de nemți în România, cu mărfuri, cu meșteșuguri, cu cultură și idealuri, cu pretenții civilizatoare. Așezați în centre urbane și rurale, străbătute de căi de comunicații importante. Un caz semnificativ în acest sens, descoperit ulterior de autoritățile române, este cel al rașelei Iuster, stabilită în comuna Țânțăreni, la intersecția șoselei naționale Turnul Severin, Craiova-București, cu șoseaua Petroșani-Târgul Jiu-Filiaș. Sub acoperirea unei îndeletniciri pașnice, tinichigeria, dar de fapt era unul dintre numeroșii spioni acoperiți. În timpul ocupației a servit ca traducător pentru inamic, ieșea în piața Târgulețului, unde avea casa, chema la ea ofițeri, le da vin, prăjituri și așa mai departe. În public afirma fără jenă că luptătorii noștri sunt niște mizerabili pe care falnicele armate germane ar trebui să-i spânzure, nu să-i împuște. A indicat patrulelor germane tranșeele unde luptaseră ostașii noștri, precum și direcția în care s-au retras. În noiembrie 1916 i-a pungășit pe toți refugiații din județul Gorj, care fiind ajunși din urmă de trupele germane și austro-ungare și urmând a se înapoia la vetrele lor, nu puteau trece peste podul Gilortului, unde era gardă nemțească, fără bile de liberă trecere, din partea ei bine plătit. La casele celor ce s-au refugiat a mers cu nemții și a spart ascunzătorile, unde refugiații își ascunseseră averile, luându-le tot ce era mai bun ca mărfuri și lucruri casnice. Umbla din casă în casă, înscriind cu nemții tot avutul sătenilor și știind unde au ascuns cerealele și averea lor, ea îi denunța de le luau totul. La același procede au recurs, din păcate, și al spionei centralilor, dr. Iuliu Con în Craiova, Aidinger în Bucovina, Bernard Rosenthal alias Bizon Rozescu, Beniamin Herșcu Leiba, Romulus Popescu la București, contele Rudiger Aldeman, care în timpul ocupației a fost șef al Poliției Secrete Germane din București, cel care va reveni în calitate de diplomat. Mai grav a fost trădarea militarilor, colonelul Sturza, colonelul Verzea, locotenent colonel Crăinicianu, locotenent Vahman, dar și a unor oameni politici. Alexandru Marghiloman, Costinescu, Ipanaitescu, directorul general al siguranței. Trebuie amintită și activitatea lui Mihail Moruzov, care cu ocazia numirii la conducerea Serviciului Secret de Informații este beneficiarul activității anterioare, desfășurată încă din anii anterior începerii războiului, după cum se afirmă de către autoritățile militare în propunerea de decorare cu Ordinul Coroana României, atunci când s-a distins în ziua de 17 ianuarie,
salvând viața a doi ofițeri superiori români și a unui ofițer francez. Acest funcționar a avut cea mai mare activitate la Marele Stat Major în timp de pace și în campanie, aducând reale servicii oștirii. El a înființat și condus un serviciu special care a acționat în Dobrogea, aflat în subordinea Marelui Cartier General. Una dintre cele mai spectaculoase realizări s-a desfășurat în iarna anului 1917-1918, cu ajutorul unui agent. Fomino, cunoscător al limbilor bulgară și germană, sub acoperirea unui ofițer român, este trimis în zona ocupată de trupele germano-turco-bulgare sub pretextul luării unor măsuri care să îmbunătățească situația prizonierilor de război și să permită repatrierea refugiaților. Scopul real al misiunii era acela de a obține informații direct de la sursă despre situația din teritoriul ocupat de inamici și despre acțiunile militare viitoare. Ajuns la Tulcea, în tabăra dușmanului, Morozov se întâlnește cu ofițerul german von Rigar, șeful spionajului german din zona Dobrogei, cu ofițerul bulgar Balef, având aceeași misiune, și cu Hans Helling, adjunct al șefului serviciului de spionaj al puterilor centrale din zona Balcanilor. A identificat cu această ocazie dispozitivul inamicului, lipsa de alimente care afecta populația, dar a obținut și mai multe numere din ziarele Lumina și Gazeta Bucureștiului, care serveau propagandei dușmane și din lectura cărora a putut obține informații utile. Va reuși să infiltreze în rândul serviciilor dușmane și câțiva agenți proprii, pe lângă frații săi, Afanase Morozov Pictor și Ioan Morozov, ultimul recrutat de serviciile bulgare, dar și pe ofițerul Hans Helling, alături de organizarea unei vaste rețele de spionaj, alcătuită din localnici, care sub înfățișarea unor pescari și contrabandiști, acționau în Marea Neagră în spatele frontului inamic, uneori cu pierderi umane. Dar informațiile foarte utile au stat la baza elaborării planurilor de operații ale Marelui Cartier General Român din anul 1917. Trebuie remarcată și încercarea de capturare a unui spion german foarte important, von Mayer, din cadrul serviciului de spionaj maritim, încercare soldată cu uciderea acestuia, fapt care i-a fost imputat mai târziu lui Morozov de către amiralul Canaris, șeful Abwehrului. Serviciul de informații al armatei germane, ca urmare a acestei acțiuni, lui Morozov se va rezerva celula numărul 1 din fortul de la Jilava, fiind ucis de legionari la ordinele Berlinului în noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940. La recomandarea generalului Bertlot, șeful misiunii aliate de pe frontul din Moldova, în anul 1917 a fost trimis în Franța Eugen Cristescu, pe lângă biroul 2, în vederea însușirii unor cunoștințe de expertiză grafică, a unor texte vizibile și invizibile, microfotografie, criminologie, identificări judiciare. El va deveni succesorul lui Morozov la conducerea Serviciului Secret de Informații. Efortul dramatic al soldaților și ofițerilor români, inclusiv în planul serviciilor secrete, folosind și aviația în misiuni de vânătoare, bombardament, pentru realizarea unor zboruri de recunoaștere foto a dispozitivului inamic, de lansarea unor pachete cu manifeste, scrisori și instrucțiuni destinate persoanelor aflate sub ocupație, de urmărirea a zepelinelor dușmane, de bombardament sau de apărare a teritoriului național și a liniei frontului, dar și de dirijarea focului artileriei și mai ales de plantare sau de recuperare a unor informatori români aflați în spatele liniilor dușmane. Acțiuni ce au contribuit din plin la marile victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz din vara anului 1917, precum și serioase consecințe de ordin militar, dar și politic. Dar situația din Rusia. Revoluția condusă de bolșevici și de bandada care a cuprins armata rusă de pe frontul din Moldova, fapt despre care se știa și pe frontul din Italia în decembrie 1917. La sfârșitul luptelor, în iulie-august 1917, guvernul Alexandru Marghiloman are de rezolvat mai multe chestiuni. Îndeplinirea obligațiilor economice și militare prevăzute în tratatul de la București-Buftea, satisfacerea cererilor armatei de ocupație, oprirea mișcărilor revoluționare, încadrarea Basarabiei la România, dublarea corpului de jandarmi, prin care sunt menținut sub drapel câteva mii de foști combatanți, și trimiterea unor forțe militare dincolo de Prut, amânarea predării cât mai mult timp posibil către centrali a unor mari cantități de arme și muniție sau predarea lor conform tratatului de pace în condiții cât mai precare.
În concluzie, activitatea serviciilor secrete românești a reușit în mare măsură, alături de vitejia și spiritul de sacrificiu al soldaților și ofițerilor români, să contracareze eforturile financiare, economice, politico-diplomatice și militare ale dușmanilor, împlinind unirea cea mare. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și mă opresc aici, cu speranța că aceste informații v-au fost utile și au sunat interesant. Trebuie să vă spun că autorul materialului prezentat este domnul profesor Nanu Valentin, de la Colegiul Tehnic de Mangeron, Bacău. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Pe curând!